gândit pastorul să impresioneze pe frați, pe ascultători, se capteze mai aproape de sărbătoarea asta a nașterii Domnului Iisus și după ce vorbi cu comitetul, a cumpărat o iesle. O iesle cu toate animalele, cu Domnul Iisus acolo, iesle cu Maria, cu Iosif, o zis, bă, duminică, termin tot aia. Să vadă iesle și să fie așa de frumos. La noi, în biserică, da 5 milioane pe el, pe mai de bani. Și undeva la marginea satului era o familie necăjită. De obicei ăștia mai necăjiți. Acolo la margine stau. Familie cu 7 copii. Penultimul, David, era mai brutal, mai... Și-a zis, Doamne Iisuse, toți ăștia din sat copiii au bob, unii au patini, alții au schiuri. Dar, Doamne Iisuse, dacă îmi dai o sanie, primul pe care o să-l duc cu sania, ai să fii tu. Dacă îmi dai o sanie, Doamne Iisuse, primul pe care îl car cu sania, tu ești. Și seara de Crăciun au venit pocăiți cu Colinda, au trecut pe strada lui, Colinda și lui acasă. S-au făcut 10 seara, când ești afară pe tine poarta, au găsit o sanie, lângă ușă. Au zis, bă, poate uita de pocăiți, care mai dintre ăștia, care au fost cu Colinda. Păi și la 12 noaptea, sania a acolo. Dimineața, s-au trezit la 6 dimineața, cu s-o trezește moșul să se mai bage Domnului, s-au trezit la 6 dimineața, au luat sania și primul lucru care l-au făcut, s-au dus la biserică, era femeia de serviciu care făcea pocul, și zice, dă-mi voie să-l iau pe Iisus, să trim cu sania. A venit pastorul la biserică, s-a uitat, este acolo, animalele, Iosif, dar unde-i Iisus? Unde-i Iisus? Ăsta se dădea cu sania pe geat, în sus în jos, strigat de bucurie. Și-a uitat, l-a văzut, zice, măi copilă, ce ai făcut? Zice, frate pastor, a spus Domnul Iisus că dacă Domnul îmi dă o sanie, primul pe care îl car cu ea, e Domnul Iisus. Te gândiți să-i dai Iisus sania ta? Te-ai gândit să-i dai inima ta, Domnul Iisus? Și să-l porți, nu într-o sanie de asta materială, ci într-o spirituală, în inima ta, în viața ta, și să-l pui tuturor, Iisus este în viața mea. Iisus trăiește în inima mea. Să-i fac lucrul acesta pentru Iisus. Să nu-ți fie rușine. Cine se va rușina de mine, și eu mă voi rușina de el. Așa este, Iisus. Cine mă va mărturisi pe mine, și eu îl voi mărturisi pe el. Slăviți să fie Dumnezeu, Doamne, dă-ne inimă bună seara aceasta. Amin, amin. Ca să te primim pe tine, amin, și să te mărturisim pe tine tuturor. Amin. Amin. Domnul Dumnezeu, vă vedeți. Dacă fratele Ciobi are o poezie, are fata o poezie, da? Să ascultăm cu poezie. Și poate că sora Monica, o cântare, de mamă, se va de binecuvântare. Doamne ajută, Iisus. Frate Mircea, te invit în față.